În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. În primul rând vreau să mă axez pe două idei foarte simple. Ne apropiem cu pași repezi, vrem sau nu vrem, de postul Crăciunului. Deși toamna este târzie, miroase ușor a toamnă cu parfum de zăpadă. Mai la munte, mai la colțuri, mai la unii bate vântul mai tare sau răcoarea este mai mare, bruma își face apariția și așa că ne pregătim și noi încet de sezonul rece și ne apropiem de slăvitul post al Crăciunului, care ar trebui să aibă în el și parfumul colindei, și parfumul rugăciunii, și parfumul slujbelor bisericești, dar o să vedem cum o să ne descurcăm în raport de situațiile care mai apar pe parcurs și am să pun accent pe două lucruri. Starea de pocăință, care este starea cea mai adâncă din starea duhovnicească. Nimic nu este mai adânc ca pocăința. Deci putem face orice fel de fapte bune, dacă ele n-au un gram de pocăință, nu împlinim cuvântul psalmistului. Milă voiesc, chiar nu jertfă, și iarăși spune psalmistul David, foarte clar și categoric, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Deci înainte de a bate sute de mătăni, să avem inima bună, înainte de a face mii de milostenii, să avem inima bună, dar dacă n-ai inima bună, nici nu o să faci milostenii vreodată. Înainte de a face orice jertfe, privegheri, rugăciuni îndelungate, psaltiri, catisme, acatiste, să avem întotdeauna inima moale, să nu fie ca piatra, pentru că dacă aproapele nostru suferă și noi excelăm în rugăciuni, nimic n-am dobândit. Isaac Siru spune, folosul aproapelui e roada ta. Iar ca să fim ortodoxi și adevărați, să putem ajunge la starea de pocăință, avem nevoie de cele trei chei. Cheia botezului, care este afundarea în numele Sfintei Treimi, și bănuiesc că ați văzut vreodată de câte ori am făcut câte un botez, cum să afund un copil în clistelniță și nu mai moare, cum cred familiile moderne sau părinții mai puțin credincioși, care vin și spun, părinte, faceți orice, dar nu îl băgați în clistelniță, să-l botezăm cu aer. Deci, vrem, nu vrem, Hristos a intrat în Iordan, a spălat păcatele lumii și a binecuvântat apa ca cea mai înaltă materie care primește cod de viață, cod de descifrare a păcatelor, cod de izgonire a diavolului, cod de umplere și păstrare în ea a Duhului Sfânt, vedeți găleata cu aghiazmă care nu se strică niciodată, și în același timp, codul de vindecare. Orice stropim cu apă sfințită, în afară de faptul că curățim, în afară de faptul că sfințim, în afară de faptul că îndepărtăm răul și spurcăciunea, mai trimitem și har dumnezeesc. Și acum trimite harul preasfântului și de viață făcătorului tău Duh, sfințește toate și apa aceasta, și o sfințește cu Duhul tău cel Sfânt, spunem noi la bobotează, cel ce ai sfințit apele Iordanului și acum trimite Duhul tău cel Sfânt și sfințește și apa aceasta cu Duhul tău cel Sfânt. De ce lucrul ăsta? Pentru că noi această apă o folosim și la botez. Botezul care este unic și indisolubil și necesar oricărui creștin, care este echivalentul a ceea ce face horticultorul când pișcă cu cuțitul în coaja copacului și blagă mlădița tânără, ea se vindecă, se hrănește din seva copacului, crește ramură mare și face rod. Așa ne spune și Domnul Hristos. Eu sunt butucul și voi mlădițele. Cel ce aduce roadă se curăță ca să aducă și mai mult, adică prin pocăință, iar cel ce n-aduce roadă se taie și se aruncă în foc. Aruncatul în foc nu este la sensul firesc sau materialnic a vedea un foc și ai sărit în el. Focul ispitelor, focul iadului cel nevăzut, lipsa prezenței lui Dumnezeu și paralel cu lipsa prezenței lui Dumnezeu, paralel este lipsa Duhului Sfânt. Când omul n-are Duhul Sfânt, stă în întuneric, lumină este Tatăl, lumină este Fiul, lumină este Duhul Sfânt. Dacă n-ai lumina Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh prin botez, nu ai haina luminoasă. De aceea, atunci când îl luăm pe prunc și îl băgăm prima dată și spunem în numele Tatălui, îl altoim în creație, îl facem definitiv creația lui Dumnezeu și o să spuneți, dar ce până atunci nu a fost creația lui Dumnezeu? A fost și nu prea. Că în păcate și fără de legi m-a zămislit Maica mea. Deci noi nu știm scadențele sau
potențele sau calitățile părinților în momentul când nasc. Dar faptul că copilul se zămislește în plăcere arată categoric că păcatul se săvârșește în trup și atunci prin botez se spală păcatul zămislirii trupești și se spală și păcatul neascultării adamice. Iar cel de-al treilea păcat care se spală este stăpânirea morții și a diavolului care vine să pună stăpânire pe pruncul nenăscut, care el e ca un mic păgân. El este creștin doar prin calitatea de creștini a părinților, care îl vor duce la biserică, care îl vor altoi în botez și care îl vor pecetui cu marele mir, care îi vor da Euharistia și îl vor face vas sfințit al lui Dumnezeu. Numai că familiile moderne sau lucrurile moderne se împing spre multe ridiculități. Să-l botez doar prin stropire, să-l botez doar prin atingere, să-l botez numai nu știu cum. Și aici vreau să specific trei lucruri. Noi nu vorbim de cantitatea de apă, nu cantitatea de apă dă botezul. Aici trebuie să avem foarte clar noțiunea de adâncimea botezului. Hristos fiind Dumnezeu, când a venit la Iordan și s-a apropiat de el Ioan Botezătorul, el i-a spus, eu am nevoie de botezul tău. Și Hristos îi spune așa, noi trebuie să împlinim legea. Deci dacă legea Scripturii ne învață că botezul e ușa tainelor și dogma ne învață că așa intrăm în împărăție, deci noi nu băgăm copilul în apă nici de fantezie, nici de teatru, nu-l băgăm nici de tradiție, nu-l băgăm nici de frumusețe sau de spectacol, ci îl băgăm în acea apă sfințită. Dacă vreți să ne luăm după, hai să folosesc un termen mai lumesc, pentru că știu că dușmanii îndată vor fi atenți la ce spun acum și vor și înregistra. Dacă ați văzut povestea aceea cu călcâiul lui Ahile, când a fost scăldat în sânge în miturile grecești și o frunză s-a lipit undeva de trupul lui și pe acolo a intrat săgeata când i-a luat puterea și l-a omorât. Samson avea puterea în păr. Când i-a tăiat femeia părul, i-a luat puterea. Deci, la fel, este și în această taină a botezului. Orice parte a corpului trebuie să ia contactul cu apa. Luând contactul cu apa, se îndumnezeiește, pentru că apa este izvor de viață, simbol de viață, dătătoare de viață, păstrătoare de viață, purtătoare de viață și în același timp hrănitoare de viață. De ce spui? Ud în grădină, sucă florile, adă apă când mi-e sete, dă la animale apă să nu moară. Vedeți, sunt expresii populare. Dar apa botezului este mult mai importantă prin calitatea ei supremă de a încorpora trupul celui nou născut și de a-i da calitatea de botezat de plin. De aceea, în momentul când noi am rostit formula botezului și am spus se botează robul Dumnezeu, Ioan Vasile Gheorghe, în numele Tatălui Amin, și l-am băgat în apă, și a Fiului Amin, și l-am băgat în apă, și a Sfântului Duh Amin, și l-am băgat în apă, împlinim cele trei porunci. Toată lucrarea de zidire a Tatălui, toată lucrarea de zidire a Fiului, că prin cuvânt toate s-au făcut, și toată lucrarea de curățire și sfințire a Duhului Sfânt, care e lumină, putere, har și viață, dătătorile de viață, care pretutinești și toate le împlinești. De ce v-am explicat dogma botezului legată înainte de întâia pocăinței și a botezului? Și pocăința este un botez care vine să ne spele pe noi de păcate tot printr-o apă, dar nu printr-o apă care curge din pârâu sau din fântână, printr-o apă care izvorăște din om lacrimile. Cu cât plângi mai mult și transpiri mai mult pentru păcatul săvârșit, cu atât ești iertat mai repede. Cel ce fuge de păcat iubește pe Dumnezeu. Cel ce urăște păcatul iubește pe Dumnezeu și cel ce nu mai face păcatul s-a unit cu Dumnezeu. Și atunci, în momentul în care ai Sfântul Botez, nu poți păcătui, în momentul în care ai Sfântul Botez, diavolul nu se poate apropia de tine, de aia e oarecare glumă când vedem cu oamenii să tem de vrăj și spune, vai, părinte, mi-au făcut vrăj, și atunci Sfântul Botez ce rol mai are dacă s-au prins vrăjile de tine? Înseamnă că tu ești descoperit și nu ești acoperit. Nu ești acoperit sub lucrarea Duhului Sfânt. Dacă diavolul poate pătrunde în omul botezat, care a fost de plină afundat în apă de trei ori. Și v-am spus aceste lucruri pentru că am întâlnit câteva calomnii ieftine de la oameni fără treabă, care au spus că, vezi, Doamne, dogma botezului n-ar fi înțeleasă așa cum trebuie și ar fi explicată altfel. Dogma botezului este dogma botezului.
Botezul este ușa tainelor prin care ne-am altoit în Hristos odată pentru totdeauna, indisolubil și irepetabil. Cei care își asumă răspunderea de a face botezul și a doua oară sau să-l înnoiască ei sau să-l facă perfect, n-au decât să-și deschidă cabinete de botez perfect și vor da ei socoteală la judecată. Noi mergem pe credință, mergem pe har și pe lucrare. Și dacă era beat preotul și ți-a făcut taina botezului, botezul este valabil. Și dacă în glumă ți l-a făcut, botezul este valabil. Și dacă incomplet ți l-a făcut, botezul este valabil. În momentul în care preotul a rostit formula, se botează robul Dumnezeu în numele Tatălui, amin, a Fiului, amin, a Sfântului Duh, amin, și ar fi pus pe tine o singură lingură de apă, botezul este valabil, dar nu este desăvârșit. Este ca o... ca un pom care nu l-ai curățat bine și nu-și dă toate roadele, ca o floare care n-ai dat-o bine și-i cad florile, ca o plantă care n-ai prășit-o bine și stă în buruienie. Dar nu se repetă botezul noi, nu repetăm botezul când vrem noi. Deci botezul se face o singură dată și întotdeauna. Și dacă te-ai dus la sectă și dacă te-ai rătăcit, când te întorci primești numai mirungerea odată ce ai avut formula botezului rostită corect. Și în ultima idee, pentru că vorbim tot de pocăință, o altă stare prin care noi ne corelăm între pocăință și botez, mai este Euharistia, Sfintele Sfinților, care este capacul, dacă vreți, sau pecetea puterii Duhului Sfânt. Pentru că la botez invocăm Duhul Sfânt în apă și îl luăm cu unde le-am sfințit pe mădulare, la ochi, la urechi, ascultarea credinții, să umbli în cărările dreptății, mâinile tale m-au făcut și m-au zidit să umbl spre tămăduirea trupului, a sufletului și tot spunem pecetea Duhului Sfânt, pecetea Duhului Sfânt și pecetuim tot pruncul. Dar în momentul când ne împărtășim, luăm întreita putere și lucrarea Duhului Sfânt, pentru că preotul de trei ori în Euharistie, când preface la prefacere, și aici vă amintesc încă o dată din nou la toți cât sunteți, dacă întrebi oamenii ce face preotul duminica la biserică, se roagă, nu se roagă, ci vorbește cu Dumnezeu și împlinește cea mai mare taină a umanității, coboară pe Duhul Sfânt la epicleze, sfințește pâinea și vinul, le transformă în cinstitele taine, trup și sânge a Domnului Hristos și le dă credincioșilor să le mănânce, ca să se curățească și ca să se sfințească. Deci când spune de trei ori, Doamne, cel ce ai trimis pe preasfântul tău Duh, pe apostolilor tăi, pe acela nu-l lua de la noi, cine îl înnoiește nouă celor ce rugăm ție, în ceasul al treilea s-a întâmplat lucrul acesta, atunci preotul se umple de har și spune, fă pâinea aceasta cinstitul trupa Hristosului tău și ce împotirul acesta cinstitul sângea Hristosului tău. Deci tu mănânci de trei ori întreită putere, ca la Maica Domnului. Duhul Sfânt va veni peste tine odată. Păi dacă era Duhul Sfânt peste ea, de ce trebuia să o mai umbrească puterea celui preanalt? Pentru că e întreită lucrare, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Iar pruncul ce se va zămisli în tine, iată-l și pe el participând la întrupare, că el era de fapt subiectul. Fiul lui Dumnezeu se va chema și va mântui neamul omenesc. Deci când te-ai împărtășit, nu te-ai împărtășit numai cu Iisus Hristos, cu toată treimea. Duhul Sfânt a sfințit tainele, Tatăl a îngăduit să se sfințească, să vină Hristos din cer în potir, iar tu ai binevoit să-L mănânci pe Hristos desăvârșit, ca ascultător desăvârșit al Tatălui până la moarte și ca lucrător împreună cu Duhul Sfânt la desăvârșirea și sfințirea noastră. Pregătiți-vă cu drag de post, amin, nu vă mai plictisesc, că e întuneric și vă obosesc.